Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Anul tigrului 2022 și emoțiile pe care trebuie să le experimentez pot forma baza complotului unei cărți fascinante pe care ai putea să o scrii despre tine. Adevărat, va fi dificil să determin genul, deoarece va fi întregul spectru al vieții umane în toate manifestările sale și primul lucru cu care vei începe este să revizuiești atitudinile de viață stabilite și să ajustezi semnificativ planurile prezentate anterior. Nevoia de a face acest lucru este multă timp întârziată, dar abia acum au apărut condițiile pentru astfel de schimbări. Anul 2022 pentru persoanele născute sub baldachinul semnului zodiacal RAC va fi foarte interesant și bogat în multe evenimente dintre care unele vor determina multe în viața lor și în anii următori. Privind de la horoscopul anului 2022, racul intenționează probabil să mute munții și în anumite condiții va funcționa. Principala condiție este să-ți monitorizezi atent starea de sănătate. Sănătatea ta fizică va depinde în mod direct de componente emoțională. În anul tigrului, Vei fi predispusă la explozii de activități violente în pragul haosului, care pot fi urmate de perioade de inactivitate și apatie completă. Aceasta este o consecință a contradicției dintre caracteristicile semnului tău zodiacal și influența guvernatorului anului. La urma urmei, anul unui astfel de animal activ și dominant este un moment al realizărilor epocale și al punerii în aplicarea celor mai îndrăznețe planuri. Pentru tine, 2022 nu va fi la fel de favorabil ca pentru alte semne ale zodiacului, dar asta nu înseamnă că va fi defavorabil. Iarna va aduce mici dificultăți financiare, vor exista motive pentru cheltuieli neprevăzute, pot apărea datorii. Pentru a preveni acest lucru, ți se recomandă să pregătești în prealabil un airbag financiar. Vestea bună este că în primăvară problemele financiare vor fi rezolvate cu ușurință, vor apărea noi surse de venit. Vara și toamna, poți avea probleme de sănătate, așa că trebuie să te odihnești mai mult și să nu uiți să ai grijă de corpul tău. În relațiile cu oamenii și în viața personală, totul va fi stabil, stelele nu prezic schimbări semnificative. În nou an 2022, te vei privi într-un mod nou și îți vei găsi în sfârșit locul sub soare. Este foarte posibil să nu fie nevoie să mergi departe, deoarece schimbările vor fi de natură calitativă. Relațiile de lucru vor străluci cu noi fațete și vei primi confortul atât de necesar în relațiile cu colegii. Inspirația va fi un oaspete frecvent, în zborul tău creativ vei putea face față sarcinilor de orice complexitate va exista stabilitate în afacerile monetare și vei înceta să privești cu nerăbdare spre mâine. Toate acestea îți vor da motive pentru optimism, iar o bună dispoziție va deveni tovarășul tău constant. Așa vor să te vadă cei dragi, rudele și prietenii. Stelele speră cu adevărat că vei fi la înălțimea așteptărilor lor. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În prima jumătate a anului, ai grijă de tine și de ceilalți. Trebuie să rezolvi o serie de întrebări fundamentale de viață. În a doua jumătate a anului, începi să-ți consolidezi situația financiară. În iarna anului 2022, vei avea ocazia să stabilești multe în parteneriat. Moderează-ți ambiția și lasă iubirea să conducă spectacolul. În primăvară, Concentrează-te pe rezolvarea celor mai importante sarcini din viață. Decide ce ai cu adevărată nevoie. Arată mai multă diplomație în parteneriate. Dedică vara autorealizării. Pași îndrăzneți și optimismul te vor ajuta să-ți extinzi fluxurile financiare și să-ți consolidezi poziția în serviciu. În toamnă, un mare succes te poate ameți, păstrează-ți prudența. Încearcă să combini câștigurile din sfera muncii cu întărirea vetrei familiei. Dacă ești născut între 21 iunie și 1 iulie, anul 2022 al tigrului este cel mai favorabil pentru extinderea orizonturilor, a hobby noi și a angajamentelor importante. Profite de vântul din spate, favorabil pentru călătorii lungi. În ianuarie până la mijlocul lunii februarie, Alocă mai multă timp divertismentului, copilor și persoanei dragi. Acest lucru este cu atât mai corect, deoarece în sfera socială, afirmarea de sine va fi mai scumpă pentru tine. În lună mai, îți va fi mai dificil să fii flexibil în probleme familiale. Dacă ești născut între 2 și 11 iulie, anul 2022 îți va fi amintit pentru nevoia de a găsi un echilibru armonios în dragoste, Parteneriate, în capacitatea de a găsi un limbaj comun, de a pacifica vanitatea, dar și de a-ți apăra interesele. În ianuarie și februarie, merită să faci o excursie sau alege un sport care te interesează. Din ianuarie și până în mai este o perioadă de noroc fantastic și un test al abilității tale, în primul rând, de a avea grijă de tine și apoi, despre toți cei care te întreabă despre asta. Dacă ești născut între 12 și 22 iulie, în 2022, treburile casnice și rudele apropiate vor necesita atenția și efortul tău maxim, relațiile de dragoste vor trece printr-o fază de aprofundare, o tranziție la un nivel de responsabilitate reciprocă mai mare, iarna, nu ceda la pesimism și suspiciune, deoarece soarele de primăvară va împrăștia rapid norii din sufletul tău. În iunie, deschide-te la sentimente și impulsuri creative, aranjează-ți o vacanță din viața de zi cu zi. Dragostea am 2022 pentru RAC. În anul acesta va apărea printre noi latitudini de viața ale tale, dragostea este un flac și nu ar trebui să pierd timpul pe ea. Of, draga mea, dar tu știi că nu-ți poți comanda inima. Iar ceea ce mintea afirmă cu încredere este ușor respins de suflet, cu toate acestea, încearcă să trăiești un an fără dragoste. Pentru unii, acest lucru va funcționa fără mari dificultăți, deoarece stelele strălucesc puțin în direcția opusă. Dacă este posibil ceva similar cu dragostea, atunci doar tangențial, nu te aștepta la consecințe grave mai ales dacă acest lucru se întâmplă la începutul anului 2022. Relațiile amoroase îndoielnice sunt posibile și la sfârșitul lunii iunie și la mijlocul lunii iulie. Aici te va ajuta noua credință în dragoste. Este important să ai timp să-ți amintești. Mai bine, stai de data aceasta într-un adăpost sigur, altfel dezamăgirea nu poate fi evitată. Dar, împreună cu partenerii de afaceri, Vei avea un noroc incredibil în 2022. Poți conta pe ajutorul lor în orice problemă și în toate domeniile vieții. Atenție. Încearcă să nu confunzi necesitățile de muncă cu sentimentele. În caz contrar, vei fi blocat în iubirea platonică și, cel mai important, în dragostea neîmpărtășită până la sfârșitul anului. Pentru cele care trec de această ceașcă amară, lumina birii va răsări în octombrie. Dar flacăra se va prinde anul viitor, banii în anul 2022. Prognoza astrologică pentru banii sugerează că în 2022 problemele de muncă și carieră te vor preocupa cel mai mult, schimbările favorabile din această zonă vor afecta pozitiv toate domeniile vieții tale, iar planul stelar este după cum urmează, ianuarie 2022. Stabilești scena pentru o urcare în carieră sau o trambulină pentru un loc de muncă profitabil. Sfârșitul iernii și începutul primaverii, Completez probleme vechi și le transfer treptat în arhivă. Mai este o treaptă și vin primele roade sub forma unor premii neașteptate în numerar și încurajării morale. Lunile de vară, zbor normal, lucrează în sudoarea frunții cu pauze scurte de odihnă. Din octombrie până la sfârșitul anului, Înălțimea maximă și o recompensă bine meritată. Dar nu va trebui să te odihnești pe lauri. În primul rând, nivelul atins va trebui menținut, fii creativă și nu te opri niciodată. În al doilea rând, în toamnă, planurile tale pot fi perturbate de circunstanțe familiale neprevăzute. Încearcă să dedici cel puțin puțin timp apropierii oamenilor și rudelor pe tot parcursul anului. În al treilea rând, unele dintre voi vor dori cu adevărată dragoste și copii, ei bine, acest lucru este sacru și merită să-ți modereze apetitul profesional, alegerea este a ta. sănătatea în anul 2022, în primul rând, pot apărea probleme de bunăstare la acelea dintre voi care sunt împovărate cu kilograme în plus, îndreapteți energiile pentru a combate sistematic supraalimentarea și viața nerațională. Calea spre armonie va duce la faptul că nu numai că vei deveni neobișnuită de frumoasă, dar vei evita și multe probleme de sănătate. Astrele te sfătuiesc să ai grijă de sănătatea ta în prima jumătate a anului, dieta nesănătoasă și munca excesivă la locul de muncă îți poate afecta negativ imunitatea. Încearcă să te odihnești într-o primăvară caldă sau cel puțin obține un tratament medical într-un sanatoriu. În anul 2022 ți se recomandă și consumul mai multor fluide și cel mai bine este ca acestea să fie ceaiuri sănătoase de plante. Meditația și masajul pot ajuta la ameliorarea tensiunii. Fii activă, fă mai multe exerciții. Toamna ai grijă de coloana vertebrală și nu te răci prea mult. Horoscop chinezesc 2022 pentru Rac. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan în 2022, șambolanii rac pot, fie să-și arunce toată puterea într-o carieră, fie să se pună cu totul pe altarul familiei, dar, indiferentă de alegerea ta, succesul și recunoașterea vor fi în ambele domenii în același timp. În plus, există toate oportunitățile de a îmbunătăți situația financiară și de a stabiliza componenta materială a vieții tale. Problemele de proprietate vor fi rezolvate cu ușurință, inclusiv cele legate de imobiliare, îmbunătățirea condițiilor de viață. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, aparent, va trebui să joci un rol neobișnuit în anul tigrului, de exemplu, jocul lui Figaro, astăzi vei fi aici și mâine vei fi acolo, și surprinzător, cu tendința ta de a rămâne acasă, Îți va plăcea foarte mult această evoluție a evenimentelor. Cu toate acestea, noi cunoscuți vor fi foarte utili și vor îmbunătăți semnificativ situația cu numerar. Nu vei putea conta pe venituri mari și conturi în valută străină în bancă. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, raci născuți în anul tigrului, în prima jumătate a anului 2022, cel puțin până în primăvară, ar fi frumos să se ascundă și să aștepte o posibilă furtună, redefinește-ți perspectiva asupra vieții și lucrează la caracterul tău, cărțile inteligente și muzica clasică te vor ajuta. Și acum, transformată, plină de forță spirituală și fizică, te vei grăbi în luptă mai aproape de vară, nu fi distrasă de prostii romantice. Miza este cariera, poziția socială și bunăstarea familiei. Dacă în horoscopul chinezesc ești epure, vei dori totul dintr-o dată. Totul se va rezolva, dar nu de dată. În primul rând, munca va fi aranjată în cel mai bun mod posibil, apoi mulți bani îți vor fost împlăcut în buzunar și, în cele din urmă, căldura vetrei familiale cu afecțiune și tandrețe îți va încălzi sufletul. Ce ți-ai mai putea dori? Dorește fericire prietenilor și chiar dușmanilor tăi pe calea prezentată mai sus, poți întâlni bețe îndreptate spre roțile tale și invidie umană elementară. În primul caz, prietenii și persoanele apropiate te vor ajuta, iar în al doilea, numai generozitatea și bunăvoința ta vor deveni un antidot eficient. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, iubirea, ca o pasăre, are aripi, nu poate fi prinsă în niciun fel. Amintește-ți aceste cuvinte de mai multe ori va trebui să le spui pentru tine. Dragostea secretă și fără speranță te poate vizita anul acesta. Rezistența este inutilă. Stelele au dezvoltat cu grijă un vaccin împotriva acestei afecțiuni. Unele dintre voi, dacă au timp, îl pot folosi. Programează-ți vaccinarea pentru februarie-martie. După aceea, mai sunt două luni pentru adaptare și apoi, cu capul la muncă. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, reprezentanții acestei combinații de semne în 2022 nu vor avea timp pentru glume. Ce fel de glume există atunci când este atât de multă muncă înainte, serioasă și variată? Adevărat, poți flutura mâna spre dragoste la urma urmei, oricum nu este un lup, nu va fugi în pădure. Mai bine să faci acest lucru, de preferință primăvara. Și atunci ar fi frumos să ai grijă de casă și familie. Ei bine, dacă stelele se înșală cu acest scor, se întâmplă și asta, și casa ta este în ordine la cel mai înalt nivel, concentrează-te pe activitățile tale profesionale obișnuite. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, este greu de crezut, dar când toată lumea din jurul tău este ocupată și lucrează neobosit, îți vine brusc ideea de a pleca într-o călătorie cu întreaga familie, cu persoana iubită sau chiar complet singură. Și ce se va întâmpla ție, cea mai harnică persoană de pe pământ. Unele vor pleca în străinătate și vor rămâne acolo să lucreze câțiva ani, altele vor aduce contracte lucrative pentru ele, iar altele vor auzi marșul lui Mendelssohn în onoarea lor undeva până la sfârșitul anului. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, racii născuți în anul caprei, în 2022 vor fi incredibil de norocoși în bani. Dacă acest noroc te însoțește de-a lungul vieții, atunci este posibil să nu-l observi sau pur și simplu să-l iei de la sine. Dar nu poți să nu fii atentă la interesul cu care te vor privi reprezentanții sexului opus și știi ce vor căuta și vor considera în tine, la femei? Mama viitorilor lor copii și la bărbați, capul familiei, dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, nu aș putea să vorbesc despre lucruri triste, dar va trebui, dacă nu acorzi atenție sănătății tale, dacă nu vei avea un stil de viață sănătos, să mănânci corect și la timp, astrele descurajează puternic, în primul rând, încercarea să câștigi toți banii din lume, în al doilea rând, cheltuindu-i pe obiciuri proaste și divertismente dubios, în al treilea rând, lucrând de non-stop și odihnindu-te aiurea. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, poziționarea stelelor se încadrează în așa fel încât parteneriatul în toate formele sale devine tema principală a anului pentru tine. Aceasta înseamnă că alți oameni vor juca un rol important în destinul tău. Va trebui să-ți amintești că inițiativa se pedepsește. Poate este pentru bine, cel puțin, nu este nimic în neregulă cu faptul că o parte din grijile tale vor cădea pe umerii altora. Tot ceea ce ți se cere este încredere, disponibilitate în orice moment și la primul apel pentru a veni în ajutorul partenerilor. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, pentru raci născuți în anul câinelui, în general anul 2022 al tigrului este un an prosper vor fi oportunități bune de a atrage succesul în viața ta și de a câștiga stabilitate în materie materială. Dar toate acestea sunt numai datorite propriei tale munci. Este foarte probabil ca șefii să-ți aprecieze cu generozitate meritele și într-un echivalent monetar solid. În viața de familie, fără schimbări tangibile, deși femeile liberă o șansa de a-și întâlni bărbatul. Acest lucru se poate întâmpla mai aproape de toamnă, dar este prea devreme pentru a vorbi despre căsătorie. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, în ciuda tuturor, chiar și vârstei și stării civile, pe tot parcursul anului vei fi bântuită de ideea procreației, și până în decembrie ai toate șansele de a se materializa, poți deveni părintele, dacă nu chiar al unui copil cu obraz roz, atunci al unei creații unice. Dar totul se poate dovedi complet diferit. Ceva sau cineva te va scutura până la capăt și te va forța să-ți reconsideri întreaga viață. Vei asista la nașterea unui nou sine, atât în domeniul muncii, cât și în afacerile personale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!